Polițiștii hunedoreni, sprijiniți de forțe impresionante, au reușit găsirea unei femei de 54 de ani care a plecat de la domiciliu fiind victima comiterii infracțiunii de violență în familie. Potrivit anchetatorilor, femeia, sora agresorului, ar fi fost lovită cu un topor peste picioare, iar mama lor a fost agresată de către bărbat. Un bărbat de 51 de ani din comuna Lunca Cerni, județul Hunedoara, și-ar fi agresat mama în vârstă de 85 de ani și pe sora sa de 54 de ani, aceasta din urmă fugind de la fața locului. Femeia de 54 de ani, în jurul orei 23 și 10 minute, și-a sunat fiica, căruia i-ar fi spus că a fost lovită cu toporul în zona picioarelor de către bărbatul de 51 de ani, solicitându-i ajutorul de a veni după ea, precizând că în acel moment s-ar afla în proximitatea cătunului Știubei din comuna Lunca Cerni. La data de 2 septembrie 2024, în jurul orei 11 și 30 de minute, fiica victimei a anunțat poliția cerând sprijinul polițiștilor în vederea căutării și depistării mamei sale. De la primirea sesizării, de îndată, polițiștii au demarat efectuarea unei ample activități de verificare, căutare și găsire a femeii de 54 de ani. Femeia a fost găsită în zona cătunului Știubei, iar victima a fost preluată și transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și violență în familie, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii acestor infracțiuni.